După aproape două săptămâni în care au tot plimbat zăpada depusă pe străzile din oraș de aici colo, stivuind-o în mormane imense, edilii pășcăneni și-au dat seama că trebuie să facă altceva. Începând de astăzi, au apelat la trei firme din Pașcani de la care au închiriat utilaje și camioane cu care să transporte tonele de zăpadă în afara orașului, mai exact pe malul Siretului. Efectele descongestionării carosabilului au și început să se vadă, mai ales în zonele centrale. Am încărcat de acolo, din Vaț, am încărcat de aici. Și unde mai urmează să... La Generală 3, Cembru, Hotel, tăti, Lofron. Așa, unde duce zăpada strânsă? Malul Siretului. Acțiunea o să continue? Da. Am acționat în zona municipiului, în oraș, între blocuri și în localitățile învecinate, adică în suburbii, Sodomen, Boșteni, Gâștești și Lunca, inclusiv Blăcești. A fost mai greu a doua zăpadă care am degajat-o acum, pentru că prima am degajat-o în părți, acum au trebuit să o adunăm. Iar astăzi, inclusiv, am început la degajarea și transportul zăpezii. Zăpada va fi transportată în zona Siret, în zona limitrofă a orașului, mai precis lângă fosta stație de sortare, de agregate, de palastieră, cum o cunoaștem noi. Viceprimarul Pașcanului, Neculaienea, a precizat pentru TV Bit că nu a uitat nici de străzile mai lăturalnice. El a admis că oamenii au solicitat mai de mult dezăpezirea lor, de exemplu în cartierul Vatra, dar a explicat că primăria are doar câteva utilaje în dotare care nu pot face față în caz de ninsori abundente. Este adevărat, au fost două acțiuni puternice cu dezăpezirile din municipiul nostru. Ultima, de fapt, nu ne-a prins prin surprindere, cum se spune, că de multe ori suntem luați pe nepregătite în așa. Am avut programat toate utilajele din dotarea primăriei. Atâtea câte sunt, avem doar patru utilaje apte pentru dezăpezire. Avem cel mai mult, ne-am ajutat de mașina multifuncțională Unimog. Un pășcănean care a fost implicat în distribuirea de bacnote false pe raza municipiului Pașcani în vara anului trecut riscă până la 15 ani de închisoare pentru fapta sa. Procurorii pășcăneni l-au trimis în judecată pe data de 8 februarie pe Constantin Durca de 34 de ani pentru falsificare de monedă și înșelăciune. Anchetatorii au ajuns la concluzia că acesta făcea parte dintr-o rețea care acționa pe mai multe județe. În acest grup au fost implicați mai mulți tineri din Pașcani care distribuiau pe raza municipiului bacnote false de 100 de lei, numărul lor de și în 70. Ei cumpărau produse de mică valoare din magazin sau plăteau curse de taxi cu bani falși, primind rest bacnote reale. Cazul a fost în atenția polițiștilor de la crimă organizată încă de la începutul anului, la anchetă participând și procurori din Pașcani. Deci la data de 8 februarie 2012 a fost trimis în judecată o persoană de sex masculin din comuna Tătăruș, județul Iași, vârstă de 34 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiune de falsificare de monedă sau alte valori în varianta, modalitatea punerii în circulație și infracțiunea de înșelăciune, ambele în formă continuată. Iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 15 ani închisoare. Ce trebuie precizat este că această persoană de sex masculin era un intermediar pentru alte persoane care au fost reținute și ulterior arestate într-o speță conexă.
ei fiind cei care falsificau aceste monede pe care, și când spun monede mă refer la bancnotă de cupiură de 100 de lei, ei falsificând și prin acești intermediari, cum e cazul persoanei trimise în judecată, valorificau aceste bancnote și obțineau bunuri în schimbul acestor bani, înșelând persoanele cărora le dădeau la schimb. Și de aici infracțiunea de înșelăciune. Procurorii au mai stabilit că rețeaua era coordonată de doi bărbați din Dâmbovița. În urma unei acțiuni complexe, pe 23 noiembrie, doi dâmbovițeni, unul de 24 de ani, recidivist, și unul de 35 de ani, au fost reținuți de către poliție. Profesorul Pășcănean Vasile Sorohan a primit cu surprindere vestea că este cel mai apreciat profesor din județ în urma unui top întocmit de către redacția din Iași a unui ziar național. Asta cu atât mai mult cu cât după votul exprimat de cititorii paginii de internet a Adevărul de Seară, el acumulase foarte puține opțiuni în top. În același timp, alte două cadre didactice din Pașcani, profesoarele Monica Icostea de la Colegiul Sadoveanu și Daniela Oroșanu de la Colegiul Unirea, erau cu mult mai bine situate în preferințele publicului. Cu o eleganță deosebită, profesorul Sorohan spune că sunt alți colegi care sunt mai îndreptățiți să se afle în locul său, dedicând titlul de profesor cu care Iașul se mândrește tuturor dascălilor din sistemul de învățământ. Personal sunt surprins de această nominalizare, pentru că eu cunosc o mulțime de profesori care ar fi putut fi acolo, nu știu exact care au fost criteriile, dar na, mă onorează, mă obligă, dar nu cred că neapărat eu trebuie să fiu acolo. Sunt funcții de profesori pe care cunosc, care sunt grozavi și să zicem că dedic această nominalizare, acest semn tuturor acelor profesori care ar fi zis să fie acolo. Menționăm că Vasile Sorohan și-a început cariera la Colegiul Sadoveanu ca profesor de chimie, după care de câțiva ani este profesor la Colegiul Negruții din Iași. În anul 2011 a fost desemnat profesorul anului la Iași, în special ca urmare a rezultatelor de excepție la olimpiadele internaționale obținute de elevii săi. Nu a pierdut legătura cu Pașcanul, activând ca inspector școlar și ca director al nou înființatului Centrul de Excelență din municipiu. A furat din casele unor consăteni, iar acum riscă să-și petreacă următorii ani după gratii. Un tânăr în vârstă de 23 de ani din Maramureș, dar care stătea fără forme legale în satul Butea de lângă Târgu Frumos, a comis timp de 2 săptămâni mai multe spargeri în lunile februarie și martie ale anului trecut. Anchetatorii au stabilit că el a intrat în casele a 4 săteni care erau plecați la muncă în străinătate, escaladând geamurile sau pe la etaj. O parte din bunurile furate, precum materiale de construcție, aparatură electronică și electrocasnică și alte obiecte de valoare, au fost recuperate. La data de 10.02.2012, procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani au trimis în judecată o persoană de 23 de ani din județul Maramureș, care locuia fără forme legale în sat și comuna Butea din județul Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat în formă continuată și reținerea recidivei postcondamnatorii, din cauza faptului că în perioada 27.02.2011 și 7.03.2011 el a pătruns prin infracție escaladare și însoțit de un alt învinuit minor în locuința și curtea părților vătămate, de unde a sustras mai multe bunuri pe care ulterior le valorifica el căutând bunurile care erau ușor vandabile. El riscă până la 15 ani închisoare, având în vedere încadrarea juridică care i-a fost atribuită de către procurorul de casă.